Așa cum spunea Iosua la ultima sa cuvântare, să-i urmăm lui Dumnezeu. Problema este că noi de multe ori avem un scurt circuit la ceea ce spunem și la ceea ce facem cu adevărat sau înțelegem. Mi-aduc aminte că aveam în liceu o colegă care tocea comentariile și le învăța atât de bine. Dacă îndrăznea cumva profesoara să-i pună vreo întrebare, trebuia să ia iar de la început. Pentru că nu învățase logic, ci mecanic. Și mintea noastră poate că funcționează la nivel spiritual în felul acesta. Noi învățăm foarte frumos textele, știm pasaje, învățăm niște poezioare doctrinare, însă când Dumnezeu sau viața sau cineva mai puțin credincios ca noi îndrăznește să înțepe puțin balonul ăsta al credințelor noastre, se cam sparge totul. Vreau ca în dimineața aceasta să vă spun bun venit tuturor aici în sală, în întâlnirea aceasta cu Dumnezeu. Îi salut și pe dragii noștri telespectatori, că sunt și pe internet tot telespectatori, dacă sunt spectatori la distanță, dar cu ajutorul Duhului Sfânt sperăm ca să fie cu inima lângă noi și să ne bucurăm de această ședere alături de Cuvântul lui Dumnezeu, pe care eu am organizat-o în cuvântare aceasta sub titlul Viață, Valori și Misiune. Fiecare dintre voi poate aveți un personaj biblic preferat. Hai să vedem ce personaje biblice aveți preferate, pe care le îndrăgiți, pe care le admirați, pe care ați dori să le urmați. Hai să vedem. Facem așa o mică cercetare. Hai să vedem. Solomon. Așa. Bun, altcineva. Samson. Da. Ionatan. Hai să vedem. Iosua, da? Cine mai? Copiii, ce personaje biblice? Iosif, am zis copiii, doamna doctor. Acum, da, dacă încă vă simțiți, am înțeles. David. Caleb, tu ce personaj biblic ai preferat? Iona. Era mai rebel, așa, mai... Da. E ok. Cum? Efectiv l-ai spus. E bine și așa. Ok, hai să vedem. Altcineva. Rut, Iisus, da. Estera. Debora. Da, e numele tău. Acum era culmea să nu-ți placă numele. Ok. Da, deci sunt... Biblia este plină de personaje. Și dacă observați, în mare parte, Dumnezeu ne-a spus adevărul Său în povestire. Cea mai mare parte a Bibliei este narațiune. Avem și poezie, dar în mare parte, adevărul lui Dumnezeu ne-a fost spus în povestire. Știți de ce? Dumnezeu este cel mai tare pedagog. Cu ajutorul povestirii, înveți cel mai bine. De mici, spune-ne povestirea. Știi povestirea, știi cuvântul lui Dumnezeu, conținutul. După aia că intri în analiza lui și așa mai departe. Dar Dumnezeu a știut cum funcționează mintea noastră și de aceea ne-a povestit cuvântul său ca să rămână acolo, în minte și în inimă. Unul dintre personajele biblice care îmi plac foarte mult, sunt mai multe, dar unul dintre ele este Elisei, omul lui Dumnezeu. Ați auzit de el, nu? De unde a plecat Elisei? Ce profesie avea el? Era plugar, da? Acum noi când asociem ocupația asta de plugar, ne gândim la un om care nu prea are așa prea multe de făcut și s-a gândit și el să apuce de agricultură. Nu, a fi plugar însemna ceva în vremea aceea. În primul rând însemna să fii înstărit.
Că nu oricine avea o pereche de boi. El avea mai multe perechi de boi. Da? Asta însemna ca să fii, să ai avere. Însemna să știi să-ți organizezi munca astfel încât să obții profit de acolo din pământ. Nu este ușor să te întreții și să obții profit din pământ. Dar Dumnezeu l-a chemat de la slujba aceasta și a spus Elisei, prin Ilie, da? Vreau să fii profetul meu. În viața lui Elisei vedem ceea ce înseamnă să trăiești o viață din belșug. Bineînțeles, când vorbim despre viață, putem să vorbim pe două mari paliere. Da? Pe palierul acesta al plăcerilor vieții legitime, lăsate de Dumnezeu, despre care vorbește Solomon în Cântarea Cântărilor, vorbește în Eclesiastul, să mănânci, să bei, să te bucuri de soția ta, de plăcerile acestea, pe care să știți că nu dracul le-a inventat, ci Dumnezeu. El le-a pervertit mai târziu. Da? Și putem vorbi despre viața împlinită pe care ți-o dă libertatea oferită de acel acord între conștiință, ceea ce spui și ceea ce faci. Da, deci vorbim pe două paliere mari. Pe de o parte vorbim despre plăcerile vieții pe care Solomon spune că este bine să le trăiești cu Dumnezeu, bineînțeles, în temere de El. Și pe de altă parte acea libertate pe care ți-o oferă armonia dintre cuget, vorbire și ceea ce faci, acționezi. Și o să vedem cum a trăit Elisei viața aceasta din belșug, cum a trăit, cum a avut loc valorile în viața lui și misiunea, astfel încât să-l facă un om al lui Dumnezeu. Ce mi-a plăcut foarte mult la Elisei a fost faptul că era un om direct. Societatea occidentală și influența occidentală care a adus multă bunăstare ne-a învățat să fim fățarnici. Și peste 90% din prietenii sau relațiile pe care le aveți sunt de fațadă. E și normal să fie așa. Nici Hristos n-a avut mulți prieteni. Câți a avut foarte apropiați? Câți? 3. Dacă vă uitați, știți care erau? Apar cu ostinație în Evanghelii și... Știți care erau? Petru, Iacov și Ioan. Întotdeauna când era vorba să îi cheme lângă sine mai aproape, ăștia 3 erau. Petru, Iacov și Ioan. Și chiar spune Scriptura că cine își face prea mulți prieteni, îi face spre prăpădirea lui, spre pieirea lui. Da? Ei, oamenii lui Dumnezeu care au trăit viața adevărată, s-au bucurat de această libertate pe care le-o dă Dumnezeu și trăirea credinței, n-au avut foarte mulți prieteni, n-au fost foarte populari. De ce? Pentru că dacă spui adevărul chiar cu bunătate, oamenii nu suportă adevărul. Nu suportă adevărul. Te întreabă cineva și vrea o opinie sinceră, zice el, dar vrea să-i spui ce-i place lui. Și dacă nu-i spui ce-i place lui despre ceea ce face sau întreprinde, ți l-ai făcut de dușman, dacă ești foarte sincer. Dacă ești fățarnic în societatea occidentală sau cea românească, zici, vai, ești grozav, mamă ce voci, mamă ce bine, vai, nu există mai, arăți ca la 20 de ani. Minciuni. Însă oamenii lui Dumnezeu au avut această capacitate de a sta lângă adevăr și de a spune adevărul. Viața lor a fost liberă, s-au bucurat de această libertate de exprimare și au practicat valorile despre care au vorbit. A venit o criză în poporul lui Israel. Împăratul Siriei a trimis pe generalul său ca să fie vindecat de lepră și nu l-a trimis oricum. L-a trimis cu aproximativ 400 și ceva de kilograme de argint și vreo 87 de kilograme de aur. Și vreo 10 haine de schimb, nu erau din astea de pe la Second sau de pe la firmele astea, erau haine din alea regale, foarte faine. Da. Și a venit să fie vindecat de lepră.
împăratul care își pierduse orice sensibilitate spirituală, a interpretat totul politic. Și a zis, să știți că împăratul Siriei are ceva cu mine, vrea război și s-a terminat. Însă Elisei i-a zis, tu ai uitat că ai un profet aici care poate să rezolve problemele, trimite-l la mine și pot să rezolv lucrul acesta cu puterea lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fii un om al lui Dumnezeu? Să fii un izvor de viață spre viață, să aduci speranță, să aduci putere, să aduci entuziasm. Acolo unde oamenii nu mai văd nicio ieșire, acolo unde oamenii nu mai găsesc nicio soluție. Când a auzit Elisei omului Dumnezeu că împăratul Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Și Naaman s-a dus la prorocul lui Dumnezeu și deja a început să aibă scenarii în minte. Știți ce se întâmplă în viața noastră? Suferim foarte multe dezamăgiri pentru că ne facem niște scenarii în minte, atât despre viață, cât și despre Dumnezeu și despre credință. Și dacă ele nu sunt potrivit cu tiparul nostru, ce se întâmplă? Dezamăgire. Și a început deja să lucreze în mintea lui. Să-și facă niște scenarii. A, mă duc la profet, vin cu alaiul, iese în fața mea, poate face o plecăciune, poate nu, mă duc, îi sărut mâna, zice o formulă, se roagă, pune degetul pe rană și totul va fi super. Așa s-a întâmplat? Așa se întâmplă când îți faci scenarii în minte și ai așteptări, poate nerealiste de la viață și de la oameni. S-a dus acolo și Elisei trimite sluga. Vă dați seama, asta venea cu grade, era general, nu? Venea cu haine îmbrăcat foarte frumos, cu alaiu acolo, cu bani, cu tot ce trebuie. Și trimite sluga. Și auzi, a zis, stăpânul, să te duci la Iordan, acolo să te speli în gârlă. Acum că e mai tulbure, că Iordanul e dat afară. Și după aia, mai vedem ce-o fi. Te scalzi de 7 ori și o să fii curat. Nici măcar să iasă să-i zică bună ziua, să-i spună bun venit. Erau total împotriva tuturor protocoalelor de curte, de întâmpinare a unui demnitar. Nu dădea nicicum. Dacă era în societatea de astăzi, ieșai, pupa picioarele, lustruia pantofii, bine ați venit, da, ce vreți să auziți, asta vă spun, vă vindec, fac orice, adă bani. Așa suntem noi. Însă omul lui Dumnezeu avea alte valori. Și s-a supărat atât de tare Naaman, și a zis, dar oare nu avem noi râuri mai frumoase, mai limpezi, Zabana și Parpar acolo în Siria, să venim să ne facem de râs aici? Și mânios a zis, mă duc înapoi, nici să mă vin cu oștirile, îi bat pe ăștia de... nu se văd. Însă a intervenit un personaj, au intervenit niște soldați, personaj colectiv anonim, da? Și i-au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut. Ai venit cu jumătate de tonă de argint după tine, cu 80 ceva de chile de aur, cu 10 haine de schimb. Nu ți-a cerut nimic. Ți-a cerut doar să te duci la Iordan, să te scalzi și să fii curat, atât. Nu ți-a pus taxă, nu ți-a zis nimic complicat. De multe ori, așa complicăm viața și credem că fericirea și împlinirea stau în lucruri complicate și ne învârtim și căutăm soluții în toate locurile. Și de fapt, fericirea și libertatea sunt la un pas de noi. Însă pentru că nu ne vine să credem că este atât de simplu, suntem atât de agitați și atât de bulversați și vrem să facem lucrurile atât de complicate. Și Dumnezeu îi transmite o lecție lui Naaman. Știi ce? Vindecarea ta se poate face simplu.
Dacă ai credință și dacă renunți la toate scenariile pe care ți le-ai făcut în minte, nu este ușor, să știți. Cel mai greu este să demontăm prejudecățile noastre. Cel mai greu este să luăm lucrurile cimentate în mintea noastră și să zicem, bă, pot fi și altfel. Pot funcționa și altfel în viața noastră. Și Dumnezeu poate să facă altfel lucrurile. Nu, noi vrem așa. Părinte, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai făcut? Ba da. Păi du-te, scaldă-te și vezi. Te curezi sau nu te curezi? Păi până n-ai ce pierde. Și s-a dus. Cald odată. De două ori. Slujitorii l-au văzut. Vă dați seama că pentru un bărbat, la nivelul lui, pe general, era o umilință extraordinară să te dezbraci, să te vadă toată lumea, cum îți cade carnea de pe tine, dar lepra, asta era. De două, de trei, de patru, de cinci, de să-și bate joc de mine. Da? Hai, zice, hai să fac. Și a șaptea oară spune cuvântul lui Dumnezeu că carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Este greu să lași pe Dumnezeu să-ți conducă viața, mai ales în momentele în care nu înțelegi. De ce se întâmplă anumite lucruri în viața ta? De ce tu ți-ai făcut niște planuri, ți-ai făcut niște scenarii, ți-ai făcut niște obiective și la un moment dat se înfundă tot. Și zici, Doamne, nu mai înțeleg nimic, absolut nimic. Am încercat să fac și asta, și asta, și asta. Toate eforturile și drumurile se înfundă, se blochează. Și Dumnezeu zice, dar eu am alte soluții, acolo unde tu nu le vezi. Și poate că acum ești disperat, poate că acum ai multe dezamăgiri, ești foarte mânios, dar lasă-mă pe mine, că eu știu să le rezolv. Și Naaman a zis, nu, acum dacă tot a avut loc minunea, să mă duc și eu la omul lui Dumnezeu să-l cinstesc cum trebuie. Jumătate tonă de argint, 87 de chile de aur, 10 haine de schimb, am schipit ochii, am dat toate binecuvântările posibile și toate dezlegările din cer și de pe pământ. Poți să faci ce vrei, unde vrei, nu mai contează, Domnul-i bun, te iartă, adă încoace. Nu-i așa? Însă și aici Dumnezeu ne dă o lecție în ceea ce privește integritatea. Și spune versetul 16. Viu este Domnul cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Și Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Harul lui Dumnezeu nu se vinde cu bani. Și binecuvântarea lui Dumnezeu nu se primește cu bani. Aprobarea lui Dumnezeu la ceea ce facem noi nu se obține cu ajutorul banilor, oricât de mulți am vrea să-i oferim lui Dumnezeu. Și încă ceva, Dumnezeu nu schimbă părerea și valorile în funcție de cât oferim. Este trist, dar este adevărat. În contrast cu Naaman, apare Gehazi, o slugă netrebnică, profitoare, oportunistă, seamănă mult cu noi în zilele noastre. Cred că s-ar plia perfect pe ceea ce trăim în zilele noastre, care n-a priceput nimic din ceea ce înseamnă slujirea, temerea de Dumnezeu, caracterul. A văzut că ăsta n-a pus mâna pe oportunitate și a zis, așa cum relatează aici cuvântul lui Dumnezeu, după ce a plecat Naaman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman. Băi, nu l-a jegmănit așa cum trebuie. Cum să lași, mă, să plece cu atâta bănet după el? Gratis totul, dar așa ceva nu există. Și observați, în mentalitatea de astăzi, totul, când a inventat Tesla, a descoperit electricitatea, a vrut să o lase gratis.
Și au venit ăștia și au zis, da, să o crezi tu. Băgăm pe factor și în casă, cum să lăsăm ceva gratis? Nu se poate. Trebuie să plătești. Vrei sănătate? Trebuie să plătești. Vrei aer? Trebuie să plătești. Orice vrei, trebuie să plătești. Și Gehazi a alergat după Naaman. Când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car să iasă înainte și a zis, este bine totul, am uitat ceva, nicio problemă, dacă mi-a scăpat mie ceva, omul de bună credință. El a răspuns, totul este bine, fiți atenți cât de ușor mint unii. Deci s-au învățat cu minciuna ca și cum ar mânca pâine. Și se duc dintr-o minciună în alta, așa, cu lejeritate fantastic. Stăpânul meu mă trimite să-ți spun minciuna, da? Iată că au venit niște tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor. Dă-mi pentru ei, te rog, un talent de argint și două haine de schimb. Naaman a zis, uite, fă-mi plăcerea. Ia doi talanți și a stăruit de el. A legat doi talanți de argint în doi saci, împreună cu două haine de schimb, a pus pe doi din slujitorii săi să le aducă înaintea lui Gehazi. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor acelor care au plecat să mascheze totul. Să nu știe nimeni nimic. Să fie totul, să păstreze aparențele. Îmi place foarte mult și aici modul în care îl abordează Elisei și transmite o lecție de valori. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei i-a zis, de unde vii Gehazi? Și ce face? Ce face de obicei? Minte. Pentru că asta este cel mai ușor, să minți. Este calea cea mai scurtă. De unde vii? Și Gehazi adoptă poziția nevinovatului mincinos, care trece în poziția unui mincinos infantil. A, răbătău, nu s-a dus nicăieri! Și câți nu încearcă să te tragă pe sfoară în postura asta de mincinos și infantil, să pară că, fai, n-au nimic cu tine, da? Ha, pacea Domnului, hai să ne îmbrățișăm. Vorba aia, frate, frate, dar bâta e la spate. Robul tău nu s-a dus nicăieri. Eu sunt nevinovat. Și ce zice aici? Oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, rob și roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Să știți că poate reușim să mințim pe oameni. Și poate că Dumnezeu ne lasă în bunătatea Lui să facem și prostii în viața asta. Zice un text în Iov așa. Dar pentru că dreptatea Lui nu pedepsește încă, nu înseamnă că puțin îi pasă de nelegiuire. Și noi luăm bunătatea aceasta și răbdarea lui Dumnezeu și zice, o, vezi, nu s-a întâmplat nimic, nu mi-a căzut cerul în cap, nu mi-a scrântit piciorul, am mințit și nu s-a întâmplat nimic negativ, am mai și câștigat bani pe deasupra și uite, de un an, 2, 3, 5, 10, e ok, merge. Dacă mă mai și rog, mai și vin la biserică, e totul în regulă. Dar pentru că dreptatea lui nu pedepsește încă, nu înseamnă că puțin îi pasă de nelegiuire. Gehazi a stat mulți ani în slujba lui Elisei și n-a învățat nimic de acolo. N-a învățat că viața adevărată înseamnă să trăiești după anumite valori de la care să nu faci rabat niciodată. N-a înțeles că viața adevărată înseamnă să trăiești având o misiune, nu să tot ciupești. Și dintr-o parte, și tu ai dreptate, mai dă și tu ceva, mai fă și tu ceva, mai adâncoace și te dezvolți așa ca o nevertebrată din asta așa, coloana strâmbă sau fără deloc, da?
Și unde pică interesul, acolo hop și tu. Și Elisei a zis, îmi pare rău, dar tu n-ai înțeles despre ce e vorba aici. Uitați-vă la toți oamenii lui Dumnezeu. Au avut caracteristica aceasta de a fi sinceri și de a spune adevărul, indiferent de consecințe. Mi-a plăcut viața lui și dacă citiți după minunea aceasta cu Naaman, curg unele după altele, minunea cu fiul prorocilor, minunea aceea când a lovit pe sirieni cu orbire, au venit toți pe el. Zice că era singur. Da, dar un om singur, temător de Dumnezeu, care trăiește o viață adevărată după valori, împarte lumea în două. Și de asta este foarte deranjant. Și trebuie să dispar. Noe, de ce a fost atât de deranjant? Pentru că împărțea lumea în două. Hristos, de ce a fost atât de deranjant? Era singur, ăștia erau mulți. Împărțea lumea în două. Elisei, la fel. Și în momentul când a fost slug acolo și a zis, vai, ce facem? Că uite ăștia ne înghit. Și a zis, stai liniștit, că nu vezi tot. Sunt mai mulți cu noi decât împotriva noastră. A venit o foamete mare și un om a venit și i-a dat 100 de pâini. Da, cred că așa era. Și în loc să zică, las că facem provizii. Facem provizii să avem noi și restul să moară de foame. A zis, nu putem să facem așa ceva. A dat pâinile, le-a împărțit și a început să se mulțească. Și a zis Elisei, cum pot eu să mănânc dacă ăștia mor de foame? Când a venit foamea aceea din nou peste ei și mâncau găinați și capete de măgar, împăratul a zis, trebuie să moară Elisei. Dacă rezolvăm cu Elisei, s-au rezolvat toate problemele. Nu știu de ce, întotdeauna se caută țapii spășitori pentru orice, da? Asta este, dacă nu merge ceva, trebuie să cauți un țap ispășitor și dacă ăla moare, se rezolvă totul. Și îmi place foarte mult atitudinea lui Elisei. În momentul în care a fost trimis după el să fie omorât, Dumnezeu a descoperit lucrul acesta și a spus, Elisei ședea în casă și bătrânii ședeau lângă el. Împăratul a trimis pe cineva înainte, dar înainte ca să ajungă solul, Elisei a zis bătrânilor, vedeți că acest fiu de ucigaș trimite pe cineva să-mi ia capul. Nu a zis măria sa, împăratul, nu. E fiu de ucigaș. A cui era fiu? A luat Ahab. Da, și a Izabelei. Știți ce a făcut cu Nabot? Aceeași procedură. Și Elisei a rezolvat și problema aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu. Foamea. De pe o zi pe alta s-a trecut de la foamete la belșug. De ce? Pentru că Elisei vedea dincolo de lumea aceasta. Vedea în lumea lui Dumnezeu. Vedea prin credință. A trăit viața liber. Ce gândea, spunea și aia și acționa. Și asta i-a dat o putere extraordinară. Poți să fii foarte capabil. Lumea este plină de oameni capabili. Foarte capabili. Pe bune. Sunt extraordinar în domeniul lor. Dar ceea ce dă cu adevărat puterea unui om nu este capacitatea lui, ci integritatea caracterului. Credeți că nu există experți în economie? Există. Cine fac crizele? Ei. Există experți în finanțe, există experți în toate domeniile. Însă, adevărata tărie și puterea unui om stă în integritatea lui. Dacă n-ai cuvânt, dacă ești mincinos, totul se duce. Totul se duce. Mi-aduc aminte mai de mult, îți dădeai cuvântul, îți dădea cineva bani, îți dădea pământul sau la bătaie de palmă. Păi simțeai că îți cade cerul în cap să nu-i dai pământ sau să te răzgândești sau să nu-i dai. Nu exista așa ceva. Astăzi s-a schimbat vremea,
Știți ce spune în Psalmul 15? El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în avantajul lui, nu? În paguba lui. De asta putem să vrem noi viață, putem să vrem multe, însă dacă viața noastră nu este acompaniată de valori și dacă nu avem o misiune pentru care să trăim, totul este în zadar, ne mințim singuri. Uitați-vă la Elisei. A avut o viață adevărată, a fost liber, a spus adevărul când a fost nevoie să spună adevărul. A fost tare ca o stâncă, nu s-a lăsat, că îl amenință împăratul. Nu, și ce dacă? Asta e, sunt în mâna lui Dumnezeu. Și apoi, când a fost vorba de misiune, uitați-vă în viața lui. Împărații erau pășleauri, n-aveau nicio treabă cu Dumnezeu. Elisei era acolo. Era ca un reper în mijlocul lor. Și spunea, orice ar face ceilalți, aceasta este calea pe care trebuie să mergeți. Și Israel a fost binecuvântat de slujirea profetică a lui Elisei. Dacă vrem să avem o viață împlinită, dragii mei, nu putem să avem o viață frumoasă dacă nu avem valori și principii. Poți să ai valori și principii dacă n-ai o misiune pentru care trăiești. Ești ca o corabie fără direcție. Dacă ești fericit și ai doar misiune fără valori, ești un oportunist și un egoist. De aceea, pentru ca să ai o viață împlinită, ai nevoie de valori, de principii și de misiune care să fie însoțite de dragoste, pentru ca Dumnezeu să poată spune și în dreptul tău că ai viață din belșug. Amin. Amin.